Și-a dat viața pentru copiii săi la propriu. Un tată de 40 de ani a murit înnecat în râul Mureș atunci când a sărit în apă să-și salveze pruncii. I-a împins la mal și a fost tras în adânc de curenții puternici chiar sub ochii fetiței de 6 ani și ai băiatului de 13. Scafandrii încă nu au reușit să-l găsească pe bărbat. După o zi caniculară, baia de seară în râul Mureș a fost fatală bărbatului de 40 de ani din comuna Sân Georgiu. Și-a luat cei doi copii de 6 și 13 ani la scăldat. Nu s-a gândit vreo clipă la tragedia ce va urma. Un strigăt de disperare al copiilor l-a făcut să se arunce în apă, să îi împingă în siguranță la mal și să fie chiar el înghițit de ape. Încercarea sa nu a rămas nerăsplătită, copiii sunt în viață, însă el și-ar fi pierdut viața în apele râului Mureș, pe raza localității Sân Georgiu de Mureș. A urmat o misiune contra cronometru pentru pompieri și scafandri chemați în ajutor. A încercat să-și salveze copiii, care a și reușit. Apa adâncă cam de 6-7 metri. Mai căutăm, mai încercăm. Vizibilitate zero, deloc. De asta e și greu. Deocamdată am făcut un sil de căutare, acum vom încerca altul. Sub privirile disperate ale celor doi copii, salvatorii s-au chinuit mai bine de 3 ore să dea de urma trupului bărbatului, însă fără rezultat. Din păcate, deocamdată nu s-a găsit victima, căutările continuă. Era la scăldat, ce s-a întâmplat? Da, era cu familia la scăldat, a reușit să salveze copiii care a intrat în apă și pe ei el nu s-a mai putut salva. Un echipaj smurd a fost tot timpul la locul nenorocirii. Medicii au evaluat și pe cei doi minori. Până la ora aceasta pacientul nu a fost găsit. Tatăl și-a salvat cei doi copii, cei doi copii erau în stare foarte bună. Doar tatăl a fost cel care nu a scăpat. Căutările tatălui erou vor fi reluate astăzi. Autoritățile avertizează că, deși nu pare, zona este una periculoasă, iar în trecut Mureșul a mai luat și alte vieți.